Că hata, căcică, că auzi că ăștia sună, sună ca ești nebun să facă. Ăsta sunt eu, ăsta sunt eu. Băiatul care scuipă rimele din OSN-ul. Băiatul care rupe toată mufa pe neveu. Dacă super dă smart 2 sau că ești plumare zmeu. Sunt băiatul care oprește motorul cu mintea. Sunt Bogdan, sunt Macanache, sunt atletul, sunt Chelie, sunt Crețu, sunt gimnastul, sunt Maca barmanul. Mai multe chestii sunt. Sunt băiatul cu minte, sunt băiatul super rău, sunt tovarășul tău, sunt toate alea. Nu e geu, cum te bate Macanache, nu te bate Dumnezeu. Zile, ăsta sunt eu, ăsta sunt eu. Sunt un bagabon, sunt un derbedeu. Macanache e un diminutiv de la Mache. Mache îi spune lui tata. Mache de la Dumitru, Mitică, Costică, Mache. Nu știu cum s-a întâmplat. Și eu fiind fisul Macanache, că era mai mic și trebuia un nume mai mare să compensez cumva. De acolo e Macanache, din copilărie. Macanache din partea 4. Toată ziua ca la teatru. Tu ar trebui să taci. Nu îmi pasă cine ești și cu ce slobos te îmbraci. Mie Macanache mi se pare așa burlesc. Ușor burlesc. Și ce zic? Un fel de, nu știu, o comedie de-aia, știi? Naturală, de la sine. Doar când te uiți la o Macanache, te bunește râsul, nu trebuie să facă nimic. Când deschide gura, deja știi că faci pătrățele la abdomen. Trebuie necesar pentru un timpan și să nu mă schimb ca vârsta, frate. M-am apucat de ceva vreme. Bine. Cred că sunt 10 ani de când m-am apucat. Acum, recent am revenit în forță, că acum e momentul când nu mai crește nimica, crește doar Macanache. De că am încercat, am văzut și mi-a plăcut și m-am chinuit, am încercat cu diferiți băieți, cu diferite trupe, diferite cluburi, diferite chestii, proiecte, între noi, în parc, pe stradă, în troleu, în metrou, la fotbal, la nuntă, la botez, la mormântare, până la urmă a ieșit acum, în 2015. Rap, eu fac ce vreau, de câte ori fac ce fac și de multe ori fac tot ce nu-ți trece în cap. De CNU și Ghetto Daci și Vexatul Vechi și Paraziții și Moromeții și Biugi Mafia și La Familia și foarte mulți alții, nu știu, și mulți din afară. Cam toți de la noi care fac mai bine sau mai și mai bine, unii. Că din moment ce faci ceva e bine. Dacă faci ceva cu talent e și mai bine cumva. Și dacă nu faci nimic atunci e rău. Aia zic. Macanache, check it out, how, how. În fiecare zi, în fiecare dimineață mă trezesc de-abia după ce mă spăl pe față. Cea mai recentă, terminată sau care citesc la ea? Am terminat Goldoni, nu știu, niște comedie de asta. Goldoni e un maestru al teatrului și mie îmi place și mai vreau. Dar e cam scumpă cartea. Trebuie să mai strâng niște bani pe dreapta. După aia mă duc și mi-am și volumul 2 și 3 și 4 și cât o mai avea. Dacă nu mai are, inventez eu în continuare volumul. De unde a rămas el, prea. Noroc se știe, în fiecare zi văd aceeași comedie. Cum se bate toți ca proști pe o bucată de cârtie. În fiecare zi trebuiește să muncești ca să ai unde să dormi, ce să halești. Mă uitam la televizor când aveam televizor și numai la desene animate. Înțelegi? Alea erau cele mai interesante chestii de la televizor. De acolo am învățat engleză. Nu-ți imagina că am învățat engleză de la școală. Știi? Și muzica și desenele animate, deci toți copiii care nu știu engleză se uită la desene în limba engleză și o să prindă două, trei vorbe. În fiecare zi mă mănâncă să fac rime. Eu sunt ăla care împrăștie prin cartiere versul. Toată lumea știe stilul, toată lumea știe. Poetul preferat. Dacă ar face el rap, s-ar rămâne numai praf.
poetul preferat. Mi-e place Topârceanu. El a scris niște poezii așa, niște parodii separate de ce a publicat, știi? Eu știu și câteva dintre alea, știi? Cum ar fi... A ieșit un bobocel roșu la culoare, ca o dăcățel care stă la soare. Doi motan, doi buni prieteni, neavând vreo treabă, stă pe prispa amândoi și și-o dă la... La temelie, și-o dă la temelie. Da, Topârceanu e foarte tare. E putred Topârceanu acum. În fiecare vară, în fiecare sat și în fiecare țară, băieți de cartier de peste tot. Nu mai știu, dar niciodată nu e geu-geu. Despre orice ar fi vorba, niciodată nu e geu-geu. Nici când te duci la WC-ul și n-ai hârtie destul, tot nu e geu-geu, știi? Când îți pune berea în pahar cineva, nu e geu-geu. Geu-geu e când e ca și încrederea, știi? Nimeni nu ți-o acordă pe toată din prima, îți dă 0,9. După care restul de 10% se face că plouă. Dacă e mai mult, te arde, scopul e să te ardă, scopul tuturor e să ardă pe tuturor ceilalți, cumva. Peste tot. Ideea e să fiu singur sau să observ ceva, știi? Mă uit la un om care se chinuie și mă gândesc, bă, eu nu mă chinui ca el, clar merge mai bine și cumva deja îmi revin și eventual dacă pot îl și ajut. Sau văd un om care a reușit ceva, nu știu, unul care face un acoperiș singur, adică, știi, orice, chestii simple, să nu mai spunem de alea complicate. Prăjitură super tare în gură. Cumva, nu știu, prăjitură de toate, aș fi colivă. Să moară dacă nu, rima mai eternă se duce. Mai actual e de barman. Adică prepar băuturi, beau băuturi, tot ce fac e cu băutură. Totul are lichid și nu pârlesc pe nimeni. Asta e secretul unui barman bun, știi? Să se miște repede și să nu pârlească pe nimeni la gramaj. Scape de mătrați, fix peste frunte, intrăm în amănuntele. Versurile tale sunt versurile letale. Nu știu, un vers super profund și plin de multe înțelesuri, care poate fi înțeles în mai multe feluri. Îți spun, deschide ochii, cumva să deschizi toți ochii, sau, știi? Nu știu. Da. Uite, am un vers acum scris. Să văd dacă îl mai găsesc. Era gen: într-o zi de sărbătoare mi-am luat inima în dinți și am zis: Macanache, frate, du-te și spune ce simți. Am căutat degeaba în tot vastul minții, eu cuvintele le-am scos tot din inimă cu dinții. Cumva, știi? Și mi-a plăcut că ești așa natural și la sfârșit chiar avea logică. Nu prea le-am gândit. Da. Astea pe loc, știi, negândite, dar care totuși să nu fie o mare aberație. Stai așa că scoți cancul de la spate, îți dau cu 2-3 ca rate după... 4-20 e după ce începe meciul. Nu știu când e 4-20, când o fi să fie e, știi, și când e 9-50 poate să fie 4-20, 6-30 e... Cu Das FX. Știi pe Das FX? Sunt prea grav oamenii. Cu ei aș vrea să fac. Bum, stigidi bum, stigidi bum. Agatat, tat, tat, tat. Îmi place stilul lor, e super original. Nu știu, ceva de genul, cât da salariu de astea. Dă-i seama, ce fel de femeie aveți? Nu știu, aș întreba despre cultura lor, în primul rând, dacă e asemănătoare cu a noastră, mă bag că e în seamă, dă-i seama.
Eu aveam doar hip-hop în cap și atunci a venit întrebarea. Freestyle, da. Dar ideea e că eu neavând toată dantura, nu am dicția care e necesară, știi, să pot să pronunț cuvintele corect și eu le mai pocesc, le mai stâlcesc, înțelegi? E freestyle, adică îți dau freestyle ca potopul, îți dau non-stop-ul, știi? Și potopul rimează, cumva am eu așa o chestie, cumva o să mi se inunde tot blocul. Și mă imaginez că aș vrea să-l inund eu, dacă tot îl inund. Stai așa, bunicule, de ce ești tare în gură? Îmi bag notă de 60 de lei. Deși mie măcar una să mă lau cu ea. Nu știu, ar trebui să fie o bagnotă din 5 în 5 bani, știi? Că, adică și aia de 5 milioane cu Eminescu, aia să fie tot monedă, știi? Astea de 5 bani, 10 bani, 50 de bani să fie bagnote, de alea frumoase a 4, să umbli cu, știi cum erau acțiunile, foaia de aia 4. Te-am și eu 5 bani, vreau jumătate de colț de pâine. Te duci cu o monedă, vreau și eu 2 mașini. Ar fi amuzant. Da. Cumva văd totul amuzant, știi? Orice, am o viziune amuzantă asupra oricărui lucru, oricărei situații. Dacă cineva bate pe cineva, eu imaginez că îl bate așa sadic. Imaginez că îi dă bobârnace, știi? Sau suflă, sau chestii nostime. Putre de deștept, putre de inteligent, putre de cu minte, putre de opusul a tot ce înseamnă putre de bogat, știi? Opusul la putre de bogat. Cumva oamenii aia care au, sunt olimpici la matematică, fizică, chimie și alte chestii, ei sunt putrezi cu adevărat, știi, în sensul cuvântului care l-am dat eu. Putre de, știi, de când ești devotat unui lucru și numai asta faci, cam atunci ești putre. Am făcut și o melodie. Da. Deocamdată am un concert acum pe 12, concert, cântare, spectacol, show, la Goblin, unde vă aștept o să fie haos. După care mai urmează alte chestii, tot așa, niște cântări mai mici sau mai mari, cu mai mulți sau mai deloc alți artiști. Știi, ori singur, ori cu alții, cumva, acum deja... Am destule melodii să pot să cânt undeva. Înainte aveam o melodie și mă gândeam cum ar fi să merg să cânt, să-și aprindă lumea o țigară, eu să termin și ei încă să fie la jumate, știi? Să zic, bă, mulțumesc că ați venit și pare rău că nu v-ați terminat țigările, știi? Acum am acolo de 5 țigări, sigur am. Nu știu, va scoate la toți cât un dinte ca să simți și voi ce simt și eu. Că lumea râde, știi? Uite-l pe ăla, n-are dinți în gule, e un drogat. Poate e bolnav, știi? Poate e paradontoză, poate e alt virus, poate l-ai contactat, știi? Drogurile nu înseamnă totul, știi? Aerul e cel mai puternic drog, cum o fi să n-ai aer. Sunt deja mare. Vreau să pot să mă țin pe picioare. Știi, mă cam dor picioarele. Și sunt încă tânăr. Și vreau să mă țin pe picioare. Vrei să te neci? Și ascultătorii altora. În general e bine să asculți. Nu știi ce o să spună unul altul, știi? Dacă ești un ascultător bun, cumva e foarte bine pentru tine. Aș dori să mulțumesc personal tuturor ascultătorilor, tuturor veteranilor și amatorilor de rap și de muzică și de caterincă și de burlesc și de macanache. Și de-abia acum începe treaba. Le-am pus pe picioare și le-am arătat că se poate, știi? Cam ce vreți voi, cam mai vreau și eu. De-aia probabil vă place ce fac. Ea se cheamă hip-hop. Cu plăcere, mai vedem la o bere. Aia zic, pace, numai bine, respect.